Roma și China sunt două civilizații majore care au modelat culturile din sfera lor de influență. De asemenea, sunt culturi care par să fi fost în mare parte izolate una de cealaltă. Din acest motiv, orice contact între aceste culturi i-a fascinat pe istorici încă de când savanții occidentali au început să studieze China, iar savanții chinezi au început să studieze Occidentul. Acest lucru include povești precum cea a legiunii romane pierdute din Carhae ai carei membrii ar fi putut ajunge în Lichian, China. Așadar, iată povestea legiunii romane pierdute în China. Știau romanii despre China? Aceasta e prima întrebare la care trebuie să răspundem pentru a înțelege acest subiect. Răspunsul scurt este da, romanii știau de existența Chinei. Ei au numit-o Serica, ceea ce înseamnă țara mătăsi sau Sinae, ceea ce înseamnă țara lui Sin. Chinezii înșiși erau numiți Seres, dar ce imagine aveau romanii despre chinezi și ce au scris despre ei? De la începutul secolului I până la sfârșitul secolului al III-lea după Hristos, cele patru mari imperii din Eurasia au fost în contact unul cu celălalt prin intermediul drumului mătăsii. Între China și Roma se aflau imperiile Partian și Kushana. Aceste imperii din Asia Centrală aveau interesul de a controla călătorii și comercianții care călătoreau pe drumul mătăsii, inhibând astfel contactul direct dintre Roma și China. În plus, parții erau foarte ostili față de romani, iar cele două popoare se aflau adesea în război. Prin urmare, contactul pe care romanii l-au avut cu China a fost în principal indirect. Altfel spus, cunoștințele pe care ambele popoare le aveau unul despre celălalt se bazau în mare parte pe povești și zvonuri ale comercianților, nu pe contactul direct. Cu toate astea, există de asemenea exemple de contact direct între romani și comercianții chinezi. Un exemplu e un fragment de text al scritorului roman Solinus din secolul al doilea. Am pornit de la Marea Caspică spre Oceanul de Est. De la începutul coastei a Mării Caspice am întâlnit zăpadă adâncă de lungi, oameni și locuri crude, canibal și cele mai oribile fiare sălbatice. Acest lucru a făcut ca această jumătate a călătoriei noastre să fie aproape imposibilă. După ce am ajuns pe coasta din nord-estul îndepărtat, primii oameni despre care am auzit sunt seres. Aceștia stropesc frunzele anumitor copaci cu apă pentru a crea o substanță asemănătoare cu bumbacul. Aceasta se numește mătase sericin, pe care o cunoaștem și o folosim. Aceasta stârnește pasiunea pentru lux la femei. Seres sunt oameni civilizați și pașnici, dar evite contactul cu ceilalți. În plus, preferă să vândă doar produsele lor. Nu sunt interesați de ceea ce avem noi de vândut. E aproape imposibil să afirmăm cu deplină certitudine că Solinus a intrat într-adevăr în contact cu comercianții chinezi. Dar dacă e să dăm crezarea acestei tradiții, se pare că așa a fost. În orice caz, putem concluziona din această sursă că era într-adevăr dificil, dar nu imposibil pentru romanii să traverseze Asia. De asemenea, e clar că romanii au acordat o mare importanță mătăsii produse de chinezi. Începând cu secolul I înainte de Hristos, dinastia Han a pus mătase la dispoziția comerțului exterior, ajungând în cele din urmă în Europa. Pe lângă faptul că era o țesătură atractivă și frumoasă, metoda de producție a mătăsii era necunoscută în Occident, ceea ce o făcea și mai exclusivistă și, prin urmare, mai atractivă. Pliniu cel bătrân, care a trăit între 23 după Hristos și 73 după Hristos, se plângea deja de câți bani cheltuiau romani romanii pe mătase. India, Seres și peninsula arabică iau anual 100 de milioane de monede de cupru romane de la imperiul nostru. Atât trebuie să plătim pentru luxul nostru și pentru femeile noastre. De altfel, Pliniu nu numai că împărtășea părerea lui Solinus, potrivit cărea Femeile erau de vină pentru marele consum de mătase al Romei, dar se plângea deja că Seres nu era dispusă să cumpere nimic, doar să vândă. Prin urmare, Intuițiile lui Solinus despre chinezi cu aproximativ 200 de ani mai târziu erau departe de a fi noi. Legenda legiunii pierdute din Carhae Legenda începe în anul 53 înainte de Hristos cu bătălia de la Carhae dintre generalul roman Marcus Crassus și generalul parțian Surena. Carhae e o localitate situată în apropierea graniței dintre Siria și Turcia de azi. În antichitate se afla în apropierea marginilor Imperiului Roman în vest și a Imperiului Partian în est. Crasus era deja unul dintre cei mai bogați oameni din Republica Romană, dar avea dorința de a avea acces la bogățiile partiei, așa că a convins senatul să-l lase să conducă 42.000 de soldați romani pe câmpul de luptă împotriva parților. În bătălie, Crasus și armata sa au suferit o înfrângere umilitoare în fața lui Surena și a celor 10.000 de arcași ai săi. Crasus a încercat să negocieze un armistițiu, dar a fost ucis în acest proces. Potrivit legendei, Aur lichid a fost ornat pe gât ca pedapsă pentru lăcomia sa. De asemenea, se presupune că a fost decapitat, iar trupul său a fost profanat. Dintre soldații romani supraviețuitori, 10.000 au fost capturați în viață de către parți. Potrivit unor relatări, aceștia au fost mutați la granița estică a Imperiului Parțian. Se crede că cel mai probabil au fost trimiși în ceea ce este azi, Turkmenistan. Era un obicei al parților să trimită prizonierii de război capturați în vest în estul îndepărtat pentru a le asigura loialitatea față de rivalii lor din est, Hunii. 17 ani mai târziu, în 36 înainte de Hristos, la granița vestică a Imperiului Chinez Han a avut loc bătălia de la Zizi, între chinezi și Huni, un inamic clasic al Chinei. Arhivele chinezești consemnează mercenari care luptau de partea hunilor și care foloseau formație de tip solzi de pește. Formația soldaților i-a impresionat pe chinezi, care i-au invitat pe aceștia să se întoarcă în China și să facă parte din garda de frontieră din provincia Gangsu de azi. Pentru ei au fost create de asemenea un oraș și un comitat care au fost numite Ligien sau Lichian. Legiunea pierdută din Carhae și armata misterioasă. Descrierea chineză a formațiunii de soldați mercenari în formă de solți de pește seamănă vag cu formațiunea de studo practicată de legiunile romane. Acest lucru a dus la teoria populară conform cărea acești soldați misterioși erau de fapt legionari romani exilați din bătălia de la Carhae, care s-au angajat ca mercenari pentru huni. Această idee a fost sugerată pentru prima dată de istoricul Homer Dubs. Dubs a susținut că unii din soldații exilați au renunțat să mai încerce să se întoarcă la Roma și s-au angajat ca mercenari pentru războinicii locali din regiune. E posibil ca unii dintre acești foști soldați romani să se fi trezit lucrând pentru hunii războiul lor împotriva Chinei. Sustinătorii Susținătorii acestei teorii au căutat Lichian și cred că l-au găsit. zela e un sat modern de lângă Lanzu. Ceea ce e interesant la acest oraș e faptul că oamenii care locuiesc acolo au trăsături precum părul șaten și ochii albaștri, care contrastează cu înfățișarea majorității oamenilor din jur. În plus, se pare că a fost găsit o cască pe care erau inscripționate caractere chinezești și pe care scria unul dintre cei care s-au predat. Apariția sătenilor și descoperirea unor artefacte neobișnuite a determinat pe mulți credincioși în legendă să identifice Zelai Zai cu Likian. Pentru că legenda a fost popularizată, orașul a folosit-o pentru a atrage turiști, mergând chiar până la a construi clădiri și statui în stil roman. Adevărul faptelor E posibil ca locuitorii satului neobișnuit să fie descendenței romanilor strămutați, acest lucru a atras interesul atât al oamenilor de știință chinezi cât și al celor occidentali. Un studiu genetic al Universității din Lanzhou a arătat că locuitorii orașului au într-adevăr legături cu Europa, ceea ce face ca teoria să fie mai plauzibilă, deși este de asemenea adevărat că orașul este construit de-a lungul vechiului drum al mătăsii, astfel încât legăturile cu populațiile occidentale sunt mai probabile indiferent dacă au fost sau nu romani. O altă legătură care a fost observată este că numele Lijian sună ca legiune atunci când e rostit în chineză. Unii au folosit acest lucru pentru a susține că numele este derivat inițial din acest cuvânt. Pe de altă parte, mulți cercetători au îndoiel cu privire la fezabilitatea acestei ipoteze. Deși e posibil ca un grup de mercenari romani să fie ajuns până în vestul Chinei, e totuși o distanță enormă. Și chiar dacă există dovezi circumstanțiale, nu există dovezi care să confirme că romanii au fost în Lichian în trecut. Cei care susțin teoria Că oamenii aceștia sunt descendenți romani se leagă și de descoperirea unor artefacte și a unei oale în stil roman. Dar oala în stil roman ar fi putut fi obținută prin comerț, iar celelalte artefacte nu sunt exclusiv romane. De asemenea, aspectul fizic și relațiile genetice ale sătenilor nu necesită ca aceștia să fie descendenți direcției popoarelor mediteraneene, deoarece există multe grupuri etnice din Asia Centrală care au de asemenea legături genetice cu regiunea mediteraneană și trăsături precum părul blond sau șaten și ochii albaștri. Chiar dacă au descendență europeană sau mediteraneană, acest lucru nu ar însemna neapărat că trebuie să descindă dintr-o legiune romană pierdută, deoarece localitatea este adiacentă vechiului drum al mătăsii, ceea ce face mai probabil că căsătoria mixtă cu călătorii îndepărtați în orice moment. Aceste probleme nu exclud teoria, dar o lasă de asemenea neconfirmată. O altă problemă e că e puțin probabil ca numele Ligien să fie legat de cuvântul legiune. Cercetătorii chinezi care au cercetat etimologia numelui spun că acesta e legat de statul Lixuan, care are legături cu Egiptul, Ptolemeic, dar nu cu Roma, astfel chiar dacă există o legătură cu lumea mediterană occidentală, e mai degrabă o legătură grecească decât una romană, potrivit acestui punct de vedere. Ar putea fi oamenii din Lichian înrudiți cu armata romană pierdută. Având în vedere că Roma și China se cunoșteau în antichitate și că era posibil să se călătorească între cele două imperii la acea vreme, această ipoteză devine mai plauzibilă. E posibil ca o legiune romană să fie ajuns în China, dar dovezile nu sunt concludente. Descoperirile genetice ar putea fi de asemenea interpretate în sensul că locuitorii orașului descind dintr-o populație locală caucaziană și că nu există dovezi arheologice incontestabile ale unei prezențe romane în oraș în antichitate. Aceste probleme nu exclud posibilitatea ca o legiune romană pierdută să fie ajuns în China, ci doar o fac mai puțin sigură. Cu toate Asta, un lucru cert este că locuitorii din Lichian se disting de populația din jur din regiune, fapt care rămâne inexplicabil. Dacă legiunea romană chiar a ajuns în China de azi sau nu, rămâne un mister. Însă, până la urmă, misterele ne fac viața mai frumoasă și mai intrigantă, nu-i așa? Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!